Încălcarea legii antifumat este sancționată cu amenzi și uneori cu închiderea unităților comerciale care recidivează, iar sancțiunile pot fi aplicate de polițiștii locali sau de reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne. La Giurgiu, dintre acestea, jandarmeria pare să fie instituția care are deja stabilite măsuri clare pentru aplicarea legii, chiar dacă până acum nu a fost aplicată vreo amendă. Odată cu intrarea în vigoare a legii care interzice fumatul în spațiile publice închise, jandarmii vor avea în vedere pe timpul misiunilor specifice și aplicarea prevederilor acesteia, atenția noastră va fi îndreptată spre unitățile de învățământ și cele sanitare, locurile de joacă pentru copii, de exemplu, unde fumatul este interzis. Până în prezent nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale pe această linie. Fumătorii mai au la dispoziție așadar puține spații unde fumatul este permis, în marea lor majoritate spații în aer liber. În afara instituțiilor menționate, sancțiuni pot fi aplicate și de către inspectorii de muncă atunci când aceștia constată că sunt încălcate prevederile din Legea Securității și Sănătății în Muncă, prevederi care se referă la folosirea surselor de foc deschis și a fumatului la locurile de muncă unde acestea sunt interzise.